Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Salutări tuturor hoților politicoși de treabă din lumea asta și din țara asta și, mă rog, aia care sunt pe recepție. Hoții, știi, care se gândesc și la victimă atunci când îi păgubesc cumva. Adică, bă, să nu fie, să aibă un pic de obraz. Furăm. Dar avem și noi onoarea noastră de hoți. Da, așa. Povestește un polițist, lider sindical, polițistul Bogdan Bănică, povestește și pune și o poză cum i-au furat lamele ștergătoarelor de parbriz în București. Zice, nu în Rahova sau Ferentar, ci în centrul capitalei. Și pune poză cu un ștergător ridicat și zice, domnul polițist criminalist Bogdan Bănică, ar trebui totuși să apreciez că hoțul mi-a lăsat un ștergător sus, mi-a ridicat un ștergător pentru a observa din timp că au dispărut, să nu mă apuc să plec și să-mi zgârii parbrizul. Da. Vezi? Dă băi, oameni bere, de onoare. Da, dă o bere, boss, zice. La mulți ani români, la mulți ani România. Ieri i s-a întâmplat. Vezi, mă, acest gest mic, știi? Fii tu schimbarea pe care o vrei să o vezi în lume. Bă, fur ștergătorul, dar nu oprește, de că nu face mai mult rău de atât. Ridică-i omul ștergătorului după ce... Da, ridică-i brațul după ce i-ai furat lama de ștergător. Mi-aș fi dorit și eu să dau peste un astfel de hoț când mi-a fost furat în anii 90 portmoneu din buzunarul de la palton. Păi și cum ar fi în redacția în care lucram, trebuiau să-mi lase în portofel, nu prea erau bani. Da. Asta că 2 lei de metro. Putea să lase buletinul măcar, că m-a... Corect. Dar aveam o fotografie a iubitei mele de pe vremea aceea și era singura poză posibilă că se pierduse filmul, nu știu ce, știi? Și aia n-am mai putut să recuperez, a trebuit să schimb iubita. A fost în găsire. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.